Bine ați venit la Stax TV, un nou material. Încercăm să extindem seria de car review către mașinile second hand. V-am bătut la cap de atâta timp că o să facem, că o să vă prezentăm niște mașini mai obișnuite pentru interesul larg al consumatorilor. Marius, nu mai numai Ferrari, numai Porsche, numai rachete din astea intergalactice, alături de prietenii noștri de la Ciriac Auto, care au în parc peste 300 de mașini de toate mărcile și toate culorile și toate opțiunile, vom încerca să vă prezentăm review pentru o mașină second hand. Haideți să vedem. Bine, haideți să vedem. Voi știți deja ce mașină este pregătită pentru review. Eu nu știu și o să aflu acum. Hai să vedem. Da, iată că am intrat în studio, primul studio, prima filmare, emoții mari, dar nu e o problemă că mă apuc să vă vorbesc despre această mașină, care este un Mercedes GLE 400, 4-matic, dotat cu o cutie de viteze în 7 trepte automată. Mașina este pe benzină, asta dacă existau dubii, este dotată cu un motopropulsor V6 de 3 litri, care dezvoltă nu mai mult, nici mai puțin de 333 de cai putere și 480 de Nm. Asta în cazul în care aveți de tractat, de făcut lucruri, motorul vă ajută, este potent. Am mers cu ea, dar o să vedem mai departe în clip cum se conduce. Până atunci aș vrea să vă prezint partea frontală, care este compusă din faruri, bară, mască, grilă, farurile dotate cu big xenon, adică și fază scurtă și fază lungă, adaptive, se lungesc, se scurtează, se mișcă în curbe. Tot pentru siguranță mașina este dotată aici în emblemă, cu un senzor care permite pilotului automat să păstreze distanța față de mașina din față și să vă țină mașina pe bandă, ajutată de sistemul Lane Assist. Haideți să vedem puțin și lateralul mașinii, cum se prezintă. Studioul ăsta mă face să fiu așa formal și serios, nu știu de ce. Spunem așa, mașina este echipată cu roți jante pe 21, aici în echiparea AMG, cu anvelope 275, 45, 21, bineînțeles frâne foarte mari, pentru că mașina are undeva la 2350 de kg. Am condus-o efectiv. Da, vorbim de interior acolo când ajungem. Haideți să arată-le un pic așa, un mic sneak preview de interior. Ce nu v-am spus și este foarte important, mașina asta este o mașină second hand, iarăși, care are undeva la 50.500 de kilometri, este din anul 2015, iar noi când vom prezenta interiorul pe lângă dotările opționale, vă rog să fiți atenți cum s-a păstrat mașina în cei 5 ani de viață și în cei 50.500 de kilometri. Hai la interior, Marius. Aceasta este cheia, după cum majoritatea oamenilor o știu. Și acesta este interiorul, care mie, din punctul meu de vedere, mi se pare superb. Am avut ceva dispute cu Marius, domne, că mie îmi place lemnul mat, domne, că mie îmi place volanul, domne, că mie nu-mi place aia, domne, că mie îmi place aia. Dar concluzia totală este că este un interior premium, de o mașină spațioasă, din clasa de lux, care, repet, din punctul meu de vedere, arată foarte bine. Acest lemn maro mat, care se îmbină perfect cu pielea maro și pielea bej din interior, cusături, fața de ușă îmbrăcată în piele, volanul, piele cu lemn, comenzi pe volan, tot ce ai nevoie, chiar reglabil pe înălțime și adâncime electric, pentru că v-am spus, suntem în clasa premium. Ce să vă mai spun, dotările sunt multe, n-aș putea să intru în toate detaliile, pentru că, vă dați seama, ne ia 3 zile să prezentăm fiecare opțiune, dar mașina este dotată cu padele pe volan, schimbătorul aici în modelul american, care este foarte confortabil, am scăpat de aici de acest schimbător clasic și avem un spațiu de depozitare cu suport pentru pahare, priză de 12 volți, iarăși
spațiu de depozitare foarte generos în cotieră, spațiu de depozitare aici pentru cheie, pentru că mașina este dotată cu keyless entry. Ce mi-a plăcut foarte tare la această mașină a fost dotarea de ventilație în scaune și partea de masaj. Băi, masajul, vă spun, uite, o să o dau mai încet pentru că ventilatorul produce un zgomot, dar masajul, vă spun, e de vis, chiar o să-i dau drumul. Acum mă întreabă dacă vreau încet și gentil, dacă vreau încet, dar viguros în același timp, repede și gentil sau repede și viguros. Nu mai stăm la lucruri, la discuții, eu vreau încet și viguros. Să înceapă treaba. Da, a început treaba. Deja parcă sunt mult mai relaxat și aș putea să vă prezint mai multe lucruri despre mașină. Mașina vine dotată cu două trape, din care doar cea de deasupra șoferului se deschide. Există opțional și a treia, dar nu discutăm. Vreau să râdem puțin, să vă povestesc cum cea de-a treia trapă a fost proiectată de către cei de la Mercedes, iar când a fost vorba de ruloul pentru soare, pentru cea de-a treia trapă, băiatul care se ocupa de proiectare a fost în concediu și au găsit o soluție tehnică mai ciudățică, dar nu are mașină, așa că poate la următoarea, când o să ne mai întâlnim cu un gele, cu siguranță o să vă prezint acea nebunie de dotare. V-am spus, padele, pilot automat care păstrează distanța față de mașina din față, lane assist, scaune încălzite, scaune ventilate, volan încălzit, keyless access, lumini automate, oglindă heliomată, suport de ochelari, culmea, lumini pentru citit, nu se mai poartă cititul acum, dar luminile au rămas, nu știu. Testul de mașină bună. Știți, testul, v-am mai spus, testul de mașină bună este dacă acest mâner se pliază încet. Clima pe două zone, v-am spus, foarte confortabil scaunul, el îmi face masaj în timp ce eu vorbesc cu voi, foarte confortabil scaunul cu masaj, sistemul de navigație, toate lucrurile care se pot găsi la mașinile din clasa premium din anii recenți, ca să spunem așa. Mașina este dotată și cu o suspensie pneumatică, se poate ridica sau lăsa la nevoie, este dotată cu amortizoare care pot fi reglate pe sport și confort. Noi am încercat momentan doar varianta de confort, dar când o să o conducem împreună cu voi, o să-i dăm și pe sport să vedem care e diferența. Hill Descent Control, un mod de off-road care își reglează el electronic, diferențiale și tot ce ai nevoie, toate sistemele, pentru ca această călătorie să fie cât mai sigură împreună cu toți cei 6 copii ai tăi, că tu ai 6 copii, ești singur și cu 6 copii, că de-aia ții mașina cu 7 locuri, că altfel nu văd rostul. V-am spus, reglajele scaunelor sunt electrice, sunt cu memorie, au aceste lumini ambientale pe portocaliu, care arată foarte bine noaptea, se văd și ziua. Mergind și în spate, să vă arăt cum stai în spate, că na, boșii stau în spate. Ai vrei și geam acum, nebunule. Haide. Pragurile iluminate. Oh. Bun. Tada. Stau bine, n-am ce să zic. Și culmea, pot să reglez și bancheta. Asta e maximul. Pe spate. Poți să stai mai drept dacă vrei. Poate vrei să stai drept. Cred că, știi? Sau gândi, poate vrei, poate tu ești super corect în viața ta și băi, eu vreau să fiu super corect. Nici n-ajung la centurile, nu? Așa. Și eu sunt super corect, frate. Eu îmi plătesc taxele la zi. Eu la școală când aia chiuleau eram ăla care rămâneam în clasă, știi? Și vrei să stai corect. Stau corect. Nu știu de ce ai vrea, dar în sfârșit poate există oameni care vor să stea corect. Există și gurile de ventilație aici pe stâlp. Avem aici o climă care este echipată cu un compresor separat și putem să facem o diferență de 3 grade pentru zona față cu zona spate. V-am spus, guri de ventilație în plafon și în stâlpi. Avem aceste monitoare, se pot cupla la diverse surse de redare pentru copii. V-am spus, ai mulți copii. Două la număr, în spătarele scaunelor din față. Cotiera cu suport pentru două pahare. Și acum să vedem cum ajungem la locurile din spate, pentru că v-am spus, mai avem două locuri aici. Se vede, da? 1.89. Nu mai discutăm, n-ai 1.89, 1.87, 1.89. Nu mai discutăm de chestia asta cu înălțimea. Stau perfect. Mă, perfect. Adică tot eu am stat la volan, n-am umblat la scaun. Stau perfect. Haideți să vedem accesul pentru locurile din spate. Trebuie să vin pe partea aia. Cred. Da, pe partea aia. Ce n-am zis?
N-am zis că ușile au acel sistem de închidere pretensionat. Deci hai să vedem cum procedăm. Are o clapetă aici, se rabatează spătarul. În mod normal, când eu... avem niște bagaje. În mod normal, când eu trag de acest scaun să-l rabatez, scaunul din dreapta față trebuie să se mute mai în față singur. Vino să vedem schema asta. Vino mai aproape. Își face treaba. Să mergem în față. Și acum accesul în spate. Tai ești tu aici să scoate mâine din bagaj. Am venit, m-am mutat pe partea asta ca voi să aveți o vizibilitate mai bună. Avem control pentru al treilea rând de scaune și pe stânga și pe dreapta. Sunt două butoane cu acționare electrică. Scaunele se rabatează, se strâng sau se desfac în mod automat. Haideți să vedeți cum stau copiii în spate. Eu dacă aș fi un copil, m-aș bucura mult de locurile astea din spate, jur. Te rog, vino la mine. Așa, bun. Nu știu, vezi spațiul la picioare? Într-adevăr, bancheta este pusă în poziția corectă. De rămas la școală, nu pot să o trag. Rămas la școală când toată lumea chiulește. Dar vă spun că locul și spațiul pentru cap aici este mai mult decât generos. Am un armrest, o cotieră, am boxă, am suport de pahar, am ventilație și pentru mine aici în spate, în ultimul rând. Am și centură, care este, bineînțeles, foarte elegantă. Uite cât de bine stau. Noi, că avem copii mici, ne uităm tot timpul și mașina asta are ISOFIX și în al treilea rând de scaune. Deci îți poți spune, când ai 7 copii, 2 dintre ei sunt mici. Mici, scaune de copii, pac, pac. 3 în față, 2 în spate, 2 mici aici, suzete peste tot, biberoane, haos în mașină, eu vă spun, e super tare excursia. Ce mi se pare iarăși super interesant este faptul că aceste geamuri se deschid. Ce nu-mi place, dacă aș fi copil de bogătan, nu am eu buton să le deschid aici, adică cum, adică eu am dat banii mic fiind aici în spate, ultimul, cel mai mic, ăla cel mai răsfățat. Și nu pot eu să am control asupra geamului. Tati, tati, deschide geamul în spate. Deschide că vreau să scrumez. Sunt curios ce a mai rămas din portbagaj cu aceste scaune rabatate. Hai să vedem. Haideți să vedem cum se deschid geamurile astea. Mie îmi plac, mă, sexy rău de tot, de la cadet, le știu. Mă unge pe suflet chestia asta. Tare rău. Nu cred că fac mare lucru, dar pe mine sunt lucrurile care mă atrag. N-am ce să fac. Hai să vedem portbagajul. Hai că am lăsat ușa deschisă și ne trage curent. Portbagajul, bineînțeles, electric, că îți dai seama, nu stăm să ne obosim la valoarea noastră. Așa arată portbagajul. Ăsta e spațiul de depozit. Intră 3-4 genți aici, nu e chiar așa, dar îți poți lua oricând un portbagaj deasupra pentru bagaje și rezolvi și problema portbagajului. De aici se rabatează cele două scaune, bineînțeles n-am strâns tetierele, deci ele nu se pot strânge complet, așa că le chem înapoi, veniți înapoi, plecați așa de capul vostru și acum atât de simplu. Cat, nu te mișca. Că vreau să mă uit câți litri are, 680, nu mai știu cât am zis, stai așa. Vin imediat! Câți litri am zis care, mă? Ce vorbești, mă? Cine ține minte, mă, toate? Păi am zis 680, dar 680 are, mă. Sunt bun rău de tot, mă, ești de bun. Asta și 1300, nu știu cât, 70 cu bancheta rabatată. Adică te muți, te muți dacă vrei. Are și cârlig, am uitat. Are cârlig de remorcare, dacă ai nevoie să mai ai după tine o rulotă sau ceva. E frumoasă, mie îmi place, eu mi-aș lua-o. Mi-aș lua-o, să vă spun și cât costă la sfârșit. Nu plecați, stați aici. Știu că mulți o să mă întrebe de consum. Dacă mă întrebați de consum așa, de amorul discuției, o să vă spun că el variază între 9 și 20%. Dacă mă întrebați de consum, că vă interesează să cumpărați mașina asta, care puteți să o achiziționați de la Țiriac Autorulate cu doar 42.900 de euro cu TVA inclus, având garanție un an de zile pentru motor și cutia de viteze, în limita a 15.000 de kilometri, nu consumul ar trebui să vă intereseze. Așa cum vă spuneam, este dotată cu trapă,
Aceasta vine și cu perdeluța de soare. Ah, am camera acolo, eu, e vina mea. Îmi cer scuze. Foarte multe opțiuni, foarte multe dotări pe această mașină, pentru că este și normal să fie așa. Este un Mercedes, este din clasa premium și mașina nu are cum să fie sărăcăcioasă în ceea ce privește dotările, mai ales că este o mașină din clasa de lux. Bun, și vă spuneam, avem navigație. Navigația, bineînțeles, include și București sau România, cu un update gratuit de hărți pentru 3 ani de zile. Avem comenzile pe volan, avem padelele cutiei de viteze pe volan. V-am spus, cutia de viteze este un jetronic cu 7 trepte de mers înainte și una de mers înapoi. Vă spuneam la începutul clipului că este foarte interesant de văzut, de observat cum s-a prezentat sau cum se prezintă mașina la 50.400 de kilometri, cum arată interiorul, cum arată exteriorul. Pot să vă spun despre proprietar că este că era un american. Asta e tot ce știu despre fostul proprietar al mașinii. Am înțeles că a fost singurul proprietar de la 0 km al mașinii, ceea ce se consideră un avantaj din punctul meu de vedere, că n-a avut foarte mulți proprietari care au tratat-o fiecare cum a considerat că e mai bine sau mai rău. V-am spus, mașina din punctul meu de vedere se prezintă într-o stare perfectă. Ce mai avem interesant la mașina asta, pe lângă funcția de masaj în scaune, ventilație, reglaje electrice și așa mai departe, avem funcție de televizor. Deci în momentul în care stăm pe loc, mașina poate să ne pună la dispoziție câteva programe TV pe care le prinde, așa cum le prinde în funcție de zona în care se află și de recepția respectivă. Bun, aș vrea să facem un test la aceste speed bumpere. Pe ăsta l-am luat în modul confort și uite următorul îl vom lua în modul sport. Acum mașina deja este mult mai rigidă. Este echipată și cu niște jante foarte mari. Ia să vedem. Da. Se simte diferența între modul confort și modul sport. Acum am trecut înapoi pe confort. Sunt ferm convins că dacă mașina se conduce agresiv, trece automat în modul sport. Frânează foarte bine. Bine, eu compar cu mașina mea Toyota Land Cruiser 100, 500.000 de kilometri și așa mai departe, vă dați seama că nici nu se pune problema de asemenea comparație. Au trecut ani, s-au dezvoltat tehnologii, lucruri și atunci mașinile au devenit mai ușor de condus, mai plăcute la condus, nu atât de greoaie, să zicem, cum aș spune că s-ar simți Toyota mea Land Cruiser. Nu despre asta e vorba aici. Noi testăm o mașină din clasa mare, un SUV cu 7 locuri de familie, care la nevoie poate să fie și o mașină sportivă, poate să fie și o mașină elegantă. Adică, vedeți, eu sunt în modul confort, dar mașina, pentru că a simțit că conduc un pic mai sportiv, a trecut automat în modul sport. Da, mașina poate fi și elegantă, adică poți ieși și la o serată, un cocktail cu prietenii, poți merge și cu familia în excursii de overlanding, să zicem, pentru că mașina este echipată cu un sistem de tracțiune 4x4 permanent și cu ceva ajutoare electronice care ne ajută să coborâm pantele alunecoase, ne ajută să urcăm anumite terenuri mai greu accesibile sau cu suprafețe nu atât de aderente. Bineînțeles, anvelopele făcând o mare diferență atunci când mergem în teren. Deci, sfatul meu propriu și personal este să nu judecați mașinile dacă acestea nu sunt echipate cu anvelope speciale pentru terenul pe care voi îl accesați. Vă spuneam, spațiile de depozitare sunt foarte generoase. Aici în față nu am eu o sticlă de 2 litri, dar vă garantez că intră în buzunarul feței de uși și la șofer, atât cât și la pasager. Scaune electrice cu memorii, volan, schimbător, ștergătoare, senzori, tot ceea ce ține de sisteme de siguranță automatizate. Piu, e cineva, am făcut ceva greșit. Aveam o mașină în unghiu mort, corect.
și eu am dat semnal, deci mi-a spus, ai grijă că nu te-ai uitat, n-ai verificat, cineva este în unghiul mort și s-ar putea să faci un accident, exact ce vă povesteam, că are tot ce înseamnă sistem de siguranță, pilot automat care păstrează distanța față de mașina din față, lane assist, un sistem care vă păstrează mașina pe bandă atunci când există marcaj pe drumurile publice, că noi în România trebuie să precizăm și chestia asta, nu peste tot există marcaje și atunci, acolo unde marcajele nu sunt vizibile, vă dați seama că nici mașina n-are cum să intuiască, masajul își face treaba. Cum o să prezinți o mașină când ea se face masaj? Știi? Adică, na, aș vrea să fiu și eu mai energic, să fiu și eu, să transmit un vibe așa, o nebunie, dar nu pot că, știi ce zic? Acolo. Și las, băi, să-i dea Dumnezeu sănătate, mă, aș putea să mă mai plimb vreo 2-3 ore. Climă, tot ce vrei, masaj, ventilație în scaun, pot să-mi fac birou aici la volan. Aș putea să mă angajez șofer cu mașina asta. N-ar fi rău. Îți face și masaj, iei și bani, stai și într-o temperatură controlată, adecvată, plăcută. Bă, dar direcția, Doamne ferește. Deci direcția mă surprinde plăcut. Mi-am impresia că merg cu o mașină din clasa mică. Adică este incredibil cât de ușor poate să vireze și cât de lin accelerează și cât de frumos se aude motorul pe benzină. Este... Da. Mai strâng bani și îmi iau și eu. Da, trebuie să mai strâng niște bănuți, că dacă mă uit în pușculiță, arăt băieții ăștia de la Țiriac de mine. Ce mă vrei să-ți iei tu? Cu ce să-ți iei, mă, tu? Bun! Aceasta a fost plimbarea mea. Sper că v-a plăcut, sper că v-a fost util, sper că vă place ideea de 360, că puteți să umblați voi prin mașină pe unde vă doriți, să vedeți ceea ce vă convine cel mai tare. Le mulțumim partenerilor de la Țiriac Auto Rulate că ne pun la dispoziție parcul lor auto și că venim și cu ceva informații pe care eu le consider utile pentru voi. Vă arăt o mașină care este și de vânzare, vă spun și prețul, vă spun și avantajele pe care le aveți dacă cumpărați de la un dealer autorizat. Garanție un an de zile, în limita 15.000 de kilometri pentru cutie și motor. Mare atenție, oamenii nu pleacă nicăieri. Orice problemă aveți, veniți aici și împreună cu ei găsiți o rezolvare, fără niciun fel de problemă. Gata! Gata!